După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avraame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l arde de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat azi de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru ardea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel împreună amândoi. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram, i-a zis: tată, ce este fiul? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemne, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiul i-a răspuns Avram: Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru ardea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zis acolo un altar, a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și i-a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat din cerul și a zis: Avraame, Avraame! Iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi al lui un berbec încurcat cu coarnele într-un fiș. Și Avram l-a dus, a luat berbecul și l-a adus ca arde de tot în locul fiului său. Avram a pus locului aceluia numele: Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi: la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram și a zis: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni cetățile tovarășilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Avram s-a dus la slugile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Beersheba, căci Avram locuia la Beersheba. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Priviți așa dintr-un punct de vedere, dumneavoastră sunteți oameni fericiți. Psalmul 84 cu versetul 4: ferice de cei ce locuiesc în casa ta. Și vă felicit pentru alegerea înțeleaptă de a fi în seara aceasta aici. Dar ce se întâmplă în casa Domnului? Ferice de cei care își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopăr cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea Domnului în Sion. De unde puterea asta? Știți ce se întâmplă pentru cei din adunare? Îl putem lăuda pe Domnul că e tot mai poți să te laude, da? Și mulțumim Domnului că l-am lăudat. Și se pare că la întâlnirile acestea noi căpătăm o măsură de putere din părtășie. Când Matei 18:20 spune: unde sunt doi, trei adunați în numele meu, eu sunt acolo. Și doresc ca Domnul să ne dea din puterea aceasta, de care s-a vorbit mai înainte. Că avem mare nevoie de putere, avem. Luca 10:27: să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată puterea și pe aproapele tău ca pe tine însuși. Știi câteodată ne-e greu? Poate să-L iubim pe Dumnezeu, nu chiar, dar pe aproapele nostru. Și Petru vine mai departe, spune: uniți
cu credința faptă, cu faptă cunoștință, evlavia, înfrânarea, dragostea de frați și iubirea de oameni. Ne trebuie putere? Amen. Dumnezeu să ne dea puterea asta. Amen. Și în Marcu 2 cu 10 spune, dar ca să știți că pe pământ Fiul omului are putere să ierte. Știți că îți trebuie putere să ierți? Și întâlnesc câte unul care spune, nu mă mai pot ierta. Măi, roagă-te Domnul să-ți dea putere. Amen. În 1 Petru 4 cu 11 spune, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Să ne dea Dumnezeu putere. Dintr-un unghi așa priviți, sunteți oameni fericiți că locuiți în casa Domnului. Dar din alt unghi mă gândeam, oare oamenii ăștia sunt tot fericiți? Psalmul 128, versetul 1. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă în căile Lui. Aveți și fericirea asta? Vă temeți de Domnul? Să vă cred pe cuvânt sau să facem o evaluare așa, succintă, scurtă? În ce ar sta teama asta de Domnul? Eu vă spun că este o teamă de Domnul la vederea lui Dumnezeu sau la diferite apariții angelice. Toți oamenii care l-au întâlnit pe Dumnezeu au avut o teamă. Întâlnirea asta cu Domnul i-a impresionat, i-a marcat, i-a schimbat. Gândiți-vă la Saul din Tarsul Cilicie când mergea la Damasc și s-a întâlnit pe drumul Damascului cu Domnul. O căzut acolo un corb și a spus, ce vrei să fac? Du-te în cetate să vă spune. Și Pavel, gata, s-a schimbat viața. Întâlnirile astea la vederea lui Dumnezeu, vorbim de Daniel, de Ezechia, de Ezechiel și de alții, oameni care s-au temut de Domnul când l-au văzut. Ne teme de lucrările lui Dumnezeu. Când vedem că lucrează El, era odată o furtună pe mare grozavă și corăbirii au făcut tot ce au putut. Când la urmă îl găsesc pe unul că doarme în fundul corăbii, măi, ce cu tine de dorme aici, măi? Ei toți se ruga, striga la Dumnezeul lor. Ce cu tine? Eu sunt evreu și mă tem de Domnul. Mă, ce cu tine? Uite ce furtună. E din cauza mea. Aruncați-mă în apă și furtuna s-a potolit. Oamenii ăștia nu au vrut. Toți s-au rugat, dar furtuna mai mare, vanuri mai mari. Doamne, iartă-ne! L-au luat și l-au aruncat pe Iona și după aceea marea s-a potolit. Știi ce spune? Corăbierii s-au temut de Domnul. Cum să nu te temi, Domnule? În biserica din Ierusalim era o părtășie deosebită. Trăiau, aveau de obște totul, vindeau ogoarele la picioarele apostolilor. Dar spune în Fapte, capitolul 5, că a venit o familie cu numele de Anania și Safira, o vândut și ei, dar au spus și niște minciuni acolo. Și au căzut jos, morți. În versetul 11, o mare frică a apucat întreaga adunare. Băi, dar cum să nu te temi de Domnul? Deci, există teama de Domnul când îl vezi pe Domnul, lucrările Domnului, dar trebuie să fie o teamă de Domnul în procesul sfințirii care durează toată viața. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Fiindcă avem astfel de făgăduință, fraților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Ăsta e un proces care ține toată viața. Deci în toată viața trebuie să manifeste noi teama de Domnul. Și eu mă gândeam, măi, să manifeste, eu vorbesc de mine, nu de voi. În relația mea cu ceilalți oameni, doar merg la servici, am vecini, merg la școală, în clasă. Știți că și Domnul se teme de un lucru? Dumnezeu, la care e guvernator, atotputernic, odată a spus și El că se teme. În Deuteronom 32 cu 27, dar mă tem de ocara vrășmașilor. Știi care e teama mea? Nu cumva oamenii să-L ocărască pe Dumnezeu din pricina mea.
Nu cumva, spune Roman 2 cu 24, că din pricina voastră vorbi de rău cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, după cum e scris. Măi, dar din pricina mea să-L înjuri oameni pe Dumnezeu, ăia care au legături cu mine, să-mi spui, lasă-mă cu pocăința Lui. Eu mă tem de asta. Mă tem. 2 Petru 2 cu 2 spune că mulți îl vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Pocăința să fie vorbită de rău din cauza mea, toată viața m-am temut de asta. Eu am 63 de ani de când merg la adunare. Toată viața m-am temut, nu cumva, în relația mea cu oamenii, Dumnezeu să fie ocărât, pocăința să fie ocărâtă. Aveți teama asta? Vi s-a întâmplat odată din pricina voastră, pe la școală, prin clasă, să fie pocăința batjocorită? Dacă da, atunci nu ne-am temut de Domnul, Domnul să le dea mai multă teamă de numele Lui. Apoi în relația mea directă cu Dumnezeu, în slujire, eu predic de mulți ani, știți că mă tem să nu greșesc cu ceva. Spune Psalmul 2, versul 11, slujiți Domnului cu bucurie și bucurați-vă tremurând. Adică o faci cu respect, o faci cu reverență. Eram odată la ordinarea unui frate păstor și am primit un bilet la fratele Ionică Jiji, îl ordinam ca păstor. Eram cu fratele Șoltuz Aurel și Virgil Neagu. Și primesc un bilet. Este normal fratelul la predică să ai emoții? Și fratele Aurel, de la mine că răspund eu. El avea mulți ani de învățământ. Băi, eu am văzut băieți care târi ghiozdanul prin școală fără nicio emoție și nici oameni nu ieși din trânsă. Dar de ori de câte vorbi la învon, trebuie să ai emoții. Că slujești fraților înaintea lui Dumnezeu. Și cine nu mai are emoții, să stea în bancă. Deci noi slujim Domnului cu bucurie, dar tremurăm înaintea Lui. Suntem responsabili. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta. Că atunci când vorbește Apostolul Ioan despre dragoste, încolo, și în Efeseni spune, bărbatul să-și iubească nevasta, nevasta să teamă de bărbat. De ce? Mă, dacă ai un bărbat bun, care te iubește, tu te temi să nu-l superi. Nu-i așa? Măi, vine câte o ofertă, câte o propunere, măi, mă tem să nu superi bărbatul. El atâta ține la mine, mă iubește, am eu fac ceva care îl supără. Bărbatul să-și iubească și nevastă să se teamă, să se teamă să nu îl supere. Din Maleachii 2 cu 5 spune de elev, eu făcut un legumin, o tremurată înaintea mea. Deci noi când slujim înaintea lui Dumnezeu, avem teama asta, avem respectul ăsta, Dumnezeu să ne-l dea. Amen. Apoi în relația cu frață, spune Psalmul 69 cu versetul 6, numai să nu rămână de rușine din pricina mea a cei care se încred în tine. Măi, să fie făcut adunarea și pocăința de rușine din pricina mea. Vi s-a întâmplat odată? Face câte un pocăi, câte o tonoasă, bine că la livada nu s-a întâmplat, dar noi circulăm mult și mai vedem. Face câte unul câte o tonoasă, cât vrește tăsatul. Bă, dar acela e pocăit, bă, dar ce e pocăit. Eu toată viața m-am temut de versetul ăsta. Și m-a rugat, Doamne, numai să nu rămână de rușine din pricina mea. Că sunt oameni care și-au pus încrederea în Dumnezeu. Și apoi noi avem teama asta. În Roman 13 cu 13, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvișe, nu în fapte de rușine. Unii trăiesc în fapte de rușine și Dumnezeu să ne păzească, să ne ferească de asta. La femeie spune Timotei 2, 9, 10 acolo, îmbrăcată în chip cuvincios, cu rușine, și spială, asta e ținuta femeii în adunare, cu spială și cu rușine. Când nu mai este rușinea asta, adunarea roșește din cauza la o fată, la o femeie care nu vine cum trebuie, roșește adunarea. Rămân de rușine alții. La noi au venit acum cu ucrainienii mulți refugiați din ăștia. La un moment dat avem vreo 50. Aveam translator, au venit și păstori de la Kiev. Dar ei ne-au spus, fraților, dați-ne și nouă adunarea de la 2 la 4 să facem noi o slujbă în limba noastră.
Numai că între ei erau foarte mulți de la carismate. Eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare, o biserică de la țară, suntem percepuți într-un anumit fel. Și eu începe, ba veneau fără batic, ba unele veneau numai cu pantaloni și ne-a spus, măi, uite, vă dăm cu o condiție, să semănați apocăiți. Că satul ăsta are o percepție asupra pocăinței, că ne știu pe noi. Oricând vă vede pe voi așa halul ăsta, spune, ce s-a întâmplat? Zic, nu ne faceți ulița asta de rușine. Nu ne faceți casa asta care se cheamă casă de rugăciune de rușine. Și apoi ne-am înțeles cu dânșul, mai acceptat, mai vin eu, mai nu vin eu, îmi spui treaba lor. Dar există și posibilitatea asta, din pricina ta, să fie dați de rușine alții. Și dacă e așa, atunci nu ne temem de Domnul. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne dea mai multă înțelepciune. Amen. Și repet iar, ferice de oricine se teme de Domnul și umblă în căile Lui. Am vrut să fac o mică așa evaluare a temerii noastre de Dumnezeu. Dacă ne și temem de Dumnezeu, nu numai că spunem, trebuie să și demonstrăm, atunci Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amen. Frații mei, acum eu ca o scuză, le-am spus la frații ăștia amândoi, eu nu sunt evanghelist, mai degrabă învățător. Eu nu am predici pentru nepocăiți. Eu am o singură evanghelie și de aici predic și la pocăiți și la nepocăiți, și la penticostali, și la baptiști, și la ortodoxi, că e aceeași evanghelie. Deci voi avea un cuvânt de învățătură pentru toți cei de aici, Domnul să mă ajute. Amin. Aș vrea să mergem așa într-o expediție pe un munte. De la noi tineri ăștia care au multă adrenalină, să mai duc pe Ineu, să mai duc pe Rarău, am un prieten care a fost pe Everest, și acum eu aș lua toată adunarea de aici, din Livada, să mergem pe munte. Că și tu ai nevoie. E Jehova Iri, muntele unde Dumnezeu poartă de grijă. Ai nevoie de asta? Nu, hai să mergem împreună acolo. Și când am ajuns acolo, fără multe filozofii, am văzut că nu Isaac e personajul principal aici. Nu el. Deși m-am gândit și la Isaac, nu știu câți ani avea Isaac, când mergea cu lemne în spate, știa legea jertfelor, că trebuie un miel de jertfă, și mă gândeam la momentul acela când a zidit altarul, a pus lemnele și Avram a legat pe fiul său. Mă, doar dacă Isaac fugea, nu-l prinde. Avram avea 100 și ceva de ani. Nu cred că îl putea prinde. Eu cred că Isaac a acceptat asta. A spus, așa ca și fiica lui Iefta, tată, ai făcut o juruință, împlinește-o. Și l-a întins acolo pe Isaac. Eu prima dată văd altarul. Văd altarul. Și despre altarul ăsta vreau să vorbesc în câteva cuvinte. Și despre jertfă, că jertfa nu a fost Isaac. Jertfa a fost un berbec cu coarnele încurcate într-un tufiș acolo. Ce reprezintă altarul ăsta? Când s-a uitat Dumnezeu de sus, acolo pe munte, a văzut altarul și a spus lui Avram, știu că te temi de Domnul. Oare despre mine Domnul ce știe? El știe totul. Și despre tine știe totul. Dar vede în tine teama asta de Domnul din Psalmul 128? Ne temem noi de Domnul? Și iarăși venim la o explicație. Și spune aici de ce se teme de Domnul, Psalmul 18, pentru că ai ascultat de porunca mea. Teama de Domnul aici se manifestă prin ascultare. Nu vorbesc de ascultare, nici la copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, nici la adunare, că s-ar putea să fim deficienți, din Evrei 13 cu 17. Ascultați de mai mari voștri și fiți resupuși ca unii care privechează asupra sufletelor voastre ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspine. Așa ceva nu vor fi de niciun folos. Voi ascultați de mai mari voștri? Într-o adunare lângă Suceava, un prieten de-al meu, știu cum îl cheamă, nu-i spun numele, un frate bun, păstor de biserică, cheamă un frate proroc la rugăciune.
Se ridică prorocul, spune, măi, mi-a arătat Domnul că aici la voi nu este ascultare de mai mari voștri. Dar unul, de pe ultima bancă, știu și pe el cum îl cheamă, avea și pușcă de vânătoare chiar, spune, frate, Domnul Iisus e mai mare între noi și noi ascultăm de El. Da, mă, dar între voi aici n-aveți mai mare? Nu, noi suntem toți frați. Măi, dar spune Pavel în Efeseni 4:11, și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori, pe alții învățători în vederea lucrării de slujire. Nu, frate, noi suntem egali. La 2 săptămâni adunarea ce s-a rupt. În piața din Suceava mă întâlnesc cu unul, măi, tu ce faci? Tu te-ai rupt? Nu, frate, dragul, și eu acolo am primit pocăință, acolo am rămas. Băi, dar aceia care s-au dus ce fac? Frate, dragul, s-au dus deoparte și numai să ceartă, și acum. Zic, dar voi? Și noi ne certăm, dar noi am rămas aici ne certăm. Nu intrăm în detalii despre ascultarea de mai mari. Că e după Scriptura asta. Dar îi spune, fiindcă ai ascultat de porunca Domnului, de aceea îți voi mulți sămânța. Cum stăm cu ascultarea? La modul general. Eu am clasificat, cumva am împărțit ascultarea asta, știți că se face după anumite criterii. Și a spus, din punct de vedere al execuției, poți să înfăptuiești porunca sau poți să o refuzi. Ai două posibilități. Din punct de vedere al timpului, ascultarea am așezat-o între grabă și zăbavă. Iacob 1:19. Știți bine, prea iubiții mei, lucrul acesta, orice om să fie gramnic la, încet la vorbire, zăbavnic la, le-ați inversat odată? Biblia spune, eu eram copil, așa cum e băietul acela, ia, și eram la o zi de post și un frate a citit versetul ăsta. Și prezbiterul nostru a spus, no, fraților, de aici începe pocăința. Și eu eram așa de curios, văd unde capătul, de unde începe. Și fratele spunea că de aici, gramnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. De foarte multe ori, poate și mie mi s-a întâmplat și vouă, nu trebuie să facem mărturisări aici, le-am inversat un pic, gramnic la vorbire, sau gramnic la mânie. Dumnezeu să ne ierte pentru asta. Amen. Eu am așezat ascultarea între grabă și zebavă. Spune Scriptura că un tată avea 2 fii. Eu spun la unul, măi, du-te azi și lucrează în ogorul meu. Nu mă duc. Adică primul spune că se duce. La al doilea nu mă duc. La primul i-a părut rău și s-a dus. Mie așa mi-a fost ciudă de băieți ăștia, că eu am mai mulți băieți acasă. Dar mie încă nu mi s-a întâmplat. Eu n-am aplicat legile de la Bruxelles încă toate. Nici n-am petalat tare pe pedeapsă. Acum sunt mai mari, că eu am fost cu prieteni. Dacă i-am zis la țară, i-am spus, băi, du-te, adu o găleată de apă, adu un braț de lemne. S-a dus. Dar dacă îmi spunea unul că nu mă duc, a doua oară nu mai spunea, că zic, mă gândesc eu. Na? Și mie din băieții ăștia, de niciunul nu mi-au plăcut. Unul a spus, nu mă duc și s-a dus, dar târziu. Zăbavnic la ascultare. Unul a spus, mă duc și nu se duc. Mie mi-a plăcut de al treilea fiu. Era al treilea fiu care a spus așa, tată, în sulul cărții, ai scris despre mine, mă duc. Și a venit. Ăsta e Domnul Iisus Hristos. Amen. Am așezat, dar, ascultarea între grabă și zăbavă. Am ascultat, din punct de vedere al calității, ascultarea între total și parțial. Viu este Domnul, am ascultat porunca Domnului. Uite, Saul dă mâna cu Samuel, dar Samuel spune, măi, dar cu behăitul ăla ce? Poporul o oprit niște oi mai bune. Mă, o ascultat, dar nu tot. Știi că bucățica aceea de neascultare îți va face necazuri în viață? Acum, eu nu pretind o ascultare oarbă. Nu, că am rațiune. Când porunca mi este dată, eu mă gândesc cine îmi spune să fac.
Când îmi spune Scriptura, 100% trebuie ascultat. Când printr-o lucrare profetică, 1 Ioan capitolul 4 spune, fraților, să nu dați crezare oricărui duh. Eu verific lucrarea. Că dacă e de la Domnul, ascult și dacă nu, am dreptul să nu ascult. La noi s-a însurat un băiet, dar la soacră nu i-a plăcut din oră. Și până la urmă l-a pus la cale să dispartă, dar el mai cum să mă dispart? Și are o lucrare, nu spun mai multe, că voi mă dați pe internetul astea, are o lucrare, o prietenă cu soacra. Îi spune, ascultați de părinții voștri că este drept. Și la urmă când se ridică, îi spune, măi, ascultă de mama și de tata, ascultă de mama ce spune că e drept. Îl spune, măi, dar Biblia urăște despărțirea în căsă, ce lucrare e asta? Și aud și eu, măi, soră prorociță, te rog, lasă mai moale cu lucrarea asta. Ascultă de mama, că la mama nu-i placă de soră, de noră. Eu când am o lucrare, eu cercetez. Dacă văd că e de la Domnul și după Biblie, ascult. Dacă nu, am dreptul să am rețineri. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Nu cărăsc, nu dau la gunoi, eu ce-i bun numai. Când ascultarea vine dintr-un îndemn interior, că poate, adică porunca, poate să vină din interior, atunci eu sunt foarte atent de cine e călăuzit. Că poți să fii călăuzit de Duhul, tu, și poți să fii călăuzit de fire. Și când e călăuzirea Duhului, eu am știut întâmplări când s-au făcut minuni, pentru că un om a primit o călăuzire de la Domnul. Era fratele din Rădăuți, fratele Beraru, a venit de la muncă și spune la nevastă, vreau să mănânc ceva, să mă culc, că s-a obosit. Pe când se ruga, Duhul Sfânt îi spune, pune mâncare și du-te în familia cu tare că am copii, strigă către mine. Dar omul ăsta era pocăit, avea o părtășie deosebită cu Dumnezeu. Și stând pe genunchi îi spune, Doamne, dar tu în partea cealaltă, că era în cealaltă, nu ai oameni ai tăi? Și Domnul îi spune, am, dar ei nu mă ascultă așa ca tine. Mă, să recunoască Domnul că asculți lucru mare. Și o luat mâncare, o luat nevasta, spune nevastă, stai un pic la portiță. S-a dus să uita pe geam. O mamă cu 9 copii plângea în casă că n-aveau mâncare. Spune, hai că n-am fost înșalat, vin încoace. Când se plece acasă, bărbatul era la Rădăuți, bolnav de cancer. Îi spune Duhul Sfânt, rămâneți aici. I-a făcut loc, o rămas dimineața, a venit bărbatul, a făcut o rugăciune și Dumnezeu l-a vindecat. Asta înseamnă o călăuzire de la Duhul Sfânt. Acum, știu că te temi de Domnul pentru că ai ascultat. Prima manifestare a temerii de Dumnezeu îi ascultarea. Să ne-o dea Domnul și nouă. Amin. Mai este acolo un verset, dar nu vorbesc cu pensionare. Vorbesc cu cei care au urechi de auzit. A fost dată în Egipt o lege aspră. Dacă se naște o fetiță, lăsați-o. Dacă e un băiet, omorât, aruncat în Nil. Sihra și Pua au primit porunca asta. Dar în Exod, capitolul 1, versetul 17, spune că dar moașele s-au temut de Domnul și au lăsat copiii să trăiască. Femeile care se tem de Domnul lasă copiii să trăiască. Amin. Și mai spun o dată, cine are urei de auzit, să audă. Frață pensionar, care eu sunt pensionar de 10 ani, luați-vă, nu fiți atenți la versetul ăsta. Da? Dar femeile și bărmață care pot să aibă copii, să lasă copiii să trăiască. Asta înseamnă că te temi de Domnul. Mai spune în Levitic, despre o teamă de Domnul, în relația cu semenii noștri. Levitic capitolul 19, versetul 14, încă n-am înțeles nici eu bine versetul ăsta. Să nu vorbești de rău un surd și să nu pui înaintea unui orb ceva ca să-l faci ca să cadă. Măi, dar doar pe surd poți să, el și așa n-aude. Eu spune să nu vorbești de, care aude bine, că nu superi, dar un surd, să nu vorbești de rău un surd.
Eu zic că poate surd și ăla care îl vorbești de rău și nu-i lângă tine. Că nu te aude. Vi s-a întâmplat vreodată să vorbiți careva de rău? Știi cine aude primul? Maria și Aron o vorbit de rău pe Moise și Domnul a auzit. Măi, când vorbești pe cineva de rău, primul care aude e Domnul. Ăla n-aude că e surd, dar Domnul te aude. Și acolo spune să nu ci teme-te de Domnul. Tot în Levitic 19:32, cinstești pe bătrâni, ridică-te în fața fierilor albi. Teme-te de Domnul. A cinsti bătrâne, asta înseamnă să te temi de Domnul. Scrie în Deuteronom 27:16, blestema să fie cine ne socotește pe tată și pe mama, aștept poporul să răspundă, amin. Proverbii 23:22, ascultă de tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când o îmbătrânit. Când mamele voastre îmbătrânesc și nu sunt așa la curent cu toate, voi prăjiturile le faceți de pe internet și borșul de pe internet și tăștiți pe internet. Nu uitați că mamele voastre vă iubesc și că au experiență. Nu ne socoti pe mama ta când o îmbătrânit. Eu am întâlnit cazuri din astea când cei în cauză nu umbla bine. Dar asta înseamnă teamă de Domnul. Mai scrie în Levitic 25:17, să nu înșel pe aproapele tău. Teme-te de Domnul. 25:17. Nu scrie așa? Așa scrie. Da. Să nu înșeli pe aproape lui, să te temi de Domnul Dumnezeu tău. Ați înșelat odată pe cineva? Nu prea v-ați temut de Domnul. Vreți în seara asta să luăm o hotărâre? Exact, nu știu la ce biserică mergi tu. Dar astea sunt cerințe pentru un creștin. Vrei să te temi de Domnul și să nu mai înșeli pe nimeni niciodată? Să ne ajute Domnul. Amin. Mai scrie că David a vrut să aducă chivotul, numai că s-a întâmplat acolo cu ruperea lui Oza. Capitolul 13, versetul 12 spune, David s-a temut de Domnul. Măi, teme-te de Dumnezeu, de slujbă, de a tot ce aparține, de lucrurile astea. Odată un împărat a visat un vis. Nu l-a putut tâlcui nimeni, a venit Daniel, l-a tâlcuit. Știți ce s-a întâmplat cu împăratul ăsta? Copacul cel mare, tăiet și legat cu lanțuri. O ajuns să fie și-o pierdut mintea. O pierdut mintea, o nebunit. Și s-a dus pe câmp și păștea iarbă ca bou, o căzut rouă a cerului pe el, o crescut niște unghi ca ghearele, așa, 7 ani de zile. După 7 ani de zile și-o ridicat în sus ochii și l-a recunoscut pe Dumnezeu. Pentru mine a fost mare minune când sfetnicii lui l-au căutat și l-au pus înapoi împărat, domne. L-au luat de acolo, l-au tuns, l-au bărberit, nu știu ce a făcut cu el, i-au tăiat unghiile, l-au spus, trăiască împăratul. Na, niște lucruri greu de înțeles. Dar acum un băiat de-a lui a luat vase de la Ierusalim și a vrut să facă o sărbătoare. Și cu vasele cele sfințite au băut vin el, căpeteniile țit-o. Și când era cheful în toi, așa un cap de mână strepite în cuiană. Meren, meren, tăchelul fărsin. Împăratul s-a îngălbenit, i s-a desfăcut șoldurile, încheietul, li tremura atât și a spus împărăteasa, mă, este unul care știe să citească. Ăia nu știu nimeni. Și a venit Daniel și îi spune, tatăl tău, o pățit așa, 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 iar tu, fiul lui, măcar că ai știut aceste lucruri, nu te-ai smerit, bă, să știi că astea sunt lucruri sfinte. În loc să vii cu respect, cu reverență, îți permiți lucruri de astea, uite ce scrie acolo, ai fost cântărit și împărăția ta va fi împărțită mezilor și perzilor. Chiar în seara aceea știți ce s-a întâmplat. Măi, unii bat în joc. Eu stăm de vorbă cu fratele Vorobeț. Fratele Vorobeț s-a pocăit pe la vreo 19 ani, a trăit 94 de ani. Eu am văzut în el, cum spune Pavel, semnele unui apostol le-ați văzut între voi. Arestări, condamnări, bătuți, scos dințe, ani grei de Siberia.
Și spune că odată merge pe câmp și a văzut o foaie și îi spune Duhul Sfânt, ridic-o. Și când o ridicat, era o foaie de Scriptură în noroi. Și că frate, m-am dus acasă, am spalat-o, am călcat-o și am păstrat-o, că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Odată vine cineva la mine și spune, frate Dragoș, eu am lucrat, acolo am ieșit la pensie, m-am angajat la o societate de reciclări. Și a venit patronul de acolo și îmi spune, domnule, eu știu că dumneavoastră ești pocăit, am teancuri de Biblie și testamente care trebuie să le dau la topit. Ce facem cu ele? Pentru că este o misiune care pune Biblie prin spitale, unii sunt interesați, e lucrare bună, unii nu interesează. Și vine ce le face curățenie, le pune într-un sac și le aruncă la gunoi. Și patronul ăla îi spunea la ăsta că l-ai pocăit. Dom'le, știu că ești pocăit. Le putem arde astea? Nu-i niciun rău dacă le arde? Oamenii, ce oameni la mine? Măi, avem Biblie prin adunare rupte, avem harfe. Ce facem cu ele? Ne-am propus să facem un depozit, să reparăm. Dar un pic de respect. Dar mă, nu, că e, alții spun că e o carte ca toate cărți. E o carte, mă, dai cuvântul lui Dumnezeu. Și David acolo când a văzut că Dumnezeu l-a rupt pe Uza, s-a temut ăsta, chivotul Domnului Sfânt și s-a temut de Domnul. Acum eu întreb încă o dată, cum stăm noi cu teama de Domnul? Frica de Domnul e recomandată. Psalmul 111, versetul 10, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Isaia 11, cu 3 spune, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Fapte 9:31, biserica se bucura de pace, se zidea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Dă-ne Domnul mai multă frică de numele Lui. Amen. Vreți să spuneți amin? Amen. Vreți să plecați acasă cu mai multă teamă și frică de numele Domnului? Amen. Ăsta e altarul. Avraam a zidit altarul. L-a luat pe Isaac, l-a pus acolo. Și Dumnezeu, văd acum, știu, că te tem de Domnul. Eu așa de mult îmi doresc când se uite Domnul la mine, că eu sunt la servici sau cu vecinii, să se uite, a spui, băi, Dragoș, să teme de Domnul. Demonstrăm lucrul ăsta? Să ne ajute Domnul. Amen. Și aș vrea un pic să vorbesc câte ceas. Aș vrea un pic să vorbesc de berbecul acela. Berbecul ăla reprezintă purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru Avraam. Altarul îi teama lui Avraam față de Dumnezeu și berbecul îi purtarea de grijă, că Avraam spune, Domnul va purta de grijă. Și Domnul ne poartă de grijă. Poartă de grijă la toți oamenii. El face să răsoarele peste bun, peste rău, dă ploaie și peste cel bun. Fratele Moloi spunea că Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste noi. Cam așa e câteodată, nu? Dă ploaie și peste cei buni și peste noi. Dar eu vreau să văd cum poartă Domnul de grijă la cei care deja au făcut altarul. E o purtare de grijă deosebită, fraților. Filipeni 4:19, și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre. 1 Corinteni 15:4-6 spune că întâi vine cei firesc. Dumnezeu îngrijește de nevoile noastre firești. Matei 6:31-32, nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca, ce vom bea, că lucrurile astea, oamenii, ca neamurile. Tatăl vostru care este în cer știe că aveți trebuință de ele. Voi căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, 33 versetul, și neprihănirea lui și toate astea ne le dă Dumnezeu pe deasupra. Avem nevoie de lucruri pământești, binecuvântări pământești. Ne le dă Dumnezeu? Ne le dă. Geneza 39:5, după ce a intrat Iosif în casa lui Potifar, Domnul a binecuvântat casa lui Potifar. Exod 23:25, dacă vei păzi legile mele, eu voi binecuvânta pâinea și apa și voi îndepărta boala din mijlocul tău. Îi sănătate o binecuvântare? Se vă dea Domnul la toți. Unul Samuel cât 7:29 scrie acolo. Acum binecuvântează casa robului tău, familia e binecuvântare. Ne-o binecuvântat cu binecuvântări duhovnicești, Efeseni 1:3, în locurile cerești. Care sunt astea? În versetul 4, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeie. Alegerea ta la pocăință e o binecuvântare?
Versetul 7. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor. Îi o binecuvântare? Amen. Versetul 13. Și voi după ce ați auzit cuvântul Evangheliei, Domnul v-a pecetluit cu Duhul Sfânt, care o arvună moștenire. Ne-a dat Domnul Duhul Sfânt. Îți binecuvântări? Binecuvântări pământești și binecuvântări nevoi pământești și nevoi duhovnicești. Și Dumnezeu ne poartă de grijă. Eu mă gândeam acum, discutând de cazul ăsta, eu aveam nevoie în primul rând de un miel de jertfă. Eu eram păcătos. Psalmul 40, îmi pusese nădejde Domnul, s-a plecat spre mine și mi-a auzit strigătele, m-a scos din fundul peirii, din groapa aceea de mocirnă, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașa, în gură mi-a pus o cântare nouă, laudă pentru Dumnezeu. Eu nu mă puteam mântui singur. Și atunci Dumnezeu a plătit El prețul pentru mine. Eram în Piatra Neamț cu fratele Liviu Axânti, m-a prins radarul. Și eu spun, măi, dar voi nu iertați pe nimeni? El îmi spune, nu, eu trebuie să fiu drept. Și am spus, da, măi, dar și Dumnezeu, măi, îi și drept, dar și-i bun. Dar el îmi spune, domnule, bagă de seamă că vorbești cu un absolvent al Institutului Teologic și am masterul luat în doctrine. Eu îmi spun, dar ce-ai făcut de aia jos pe marginea șanțului, măi? Dar nu vreau să-mi spună ce. Și eu îi spun, măi, dar tu știi că Dumnezeu a fost și drept și bun? Și tu trebuie să fii și drept și bun. Și ia explicăm cum așa. Băi, Dumnezeu a amendat păcatul. Trebuia justificarea făcută. Și el și-a pus amendă și el a plătit-o. Că el l-a dat pe Hristos să moară și-a plătit păcatele. Na, și eu ce să fac? Tu trebuie să-mi pui amendă și să o plătești tot tu. Așa că ai vrea dumii tale. Ai două puncte de suspendare și nu știu ce mic. Dumnezeu asta a făcut. El a plătit păcatul. El n-avea păcat. Iată mielul lui Dumnezeu, Ioan 1:36 scrie acolo. Aici îngerul a strigat să nu-i faci niciun rău. Eu mă gândeam în Golgota. Am vizitat ținuturile acelea. Când Hristos era în Golgota, nu mai striga Dumnezeu, oprește. Nu. L-a lovit, l-a omorât. O curs sângele din el, el s-a văzut părăsit, s-a strigat, Eloi, lama sabactani, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Soarele s-a înturnat fața, în Ierusalim s-au făcut întuneric, munții s-au despicat, stâncele au crăpat, mormintele au ieșit, sfinți s-au umblat pe Ierusalim. Asta a fost jertfa Domnului Iisus. Nu m-ai strigat acolo când era pe cruce, destul, măi, am văzut că ai credință. Nu, el a murit pentru păcatele mele. El a murit pentru păcatele tale. Isaac nu i-a fost îngăduit să moară. I-a dat Domnul un berbece de acolo, purtarea de grijă lui Dumnezeu. Dar pentru mine a murit Hristos. Și acum El îngrijește de toate trebuințele noastre. În Matei 4:3, Ioan îi spunea, eu am trebuință să vin la tine, nu, mai sus 3:4, la botezul Domnului Iisus. 3:4, spune, eu am trebuință să vin la tine și tu vii la mine, aveți trebuință de botez în apă. Amin. Toți de aici avem. Un botez în apă luat la vârsta majoratului. Am o întâmplare, am mai povestit-o. Eram în Suceava, erau trolei pe atunci, acum nu mai sunt, aglomerație, eu m-am suit mai dintr-un capăt de oraș, am prins un scaun bun, bă, o înghesuială, stăteau oamenii. La câteva stații intră un preot ortodox, în vârstă, îmbrăcat în preot, cu o Biblie în mână. Eu am respect pentru oamenii ăștia. Și când am văzut că îl strâng oamenii, am spus, nu vă spărați, vreți să stați aici jos? Mă, ne-am dat noi greu, s-au așezat, el mi-a mulțumit. Eu am vorbit ceva cu el, dar el se uită lung la mine și îmi spune, ia spune în dumitale, câți ani aveai când ai fost botezat în apă? Eu am spus, oricum, am terminat liceu, la liceu. Băi, așa s-a supărat, o să mi-am dat seama de la început că ești un rătăcit. Și am spus, dar de ce v-ați dat seama că v-am dat locul? Într-o leu era liniște și eu zic, părinte, nu vă spărați, aveți aceea Sfânta Scriptură? Da. Știi ce te rog?
Citește-mi într-un singur loc unde a fost botezat un copil mic și dăm Biblia la mine și arătă multe locuri unde au fost botezați oameni mari. Dar ce credeți, că cei din autobuz sunt eu cu dânsul, nu cu mine? Și îi spunea, citește, părinte, citește, părinte. Nici până în ziua de azi nu mi-a citit. Care știe de ce? Că nu scrie. Și voi aveți trebuință de legăminte. Aveți trebuință să intrați în apa botezului, că așa spune Sfânta Scriptură. În Evrei 5:12 spune că voi trebuia să fiți de mult învățători, aveți trebuință iară de cineva să vă învețe. În Luca 9:11, Domnul le-a primit bine, le-a vorbit bine și a vindecat pe cei care aveau trebuință de vindecare. Eu m-am rugat, Domnul, dacă aici sunt persoane bolnave în trupul lor, Domnul să-i vindece. Dar dacă sunt bolnavi în suflet, să-i vindece Domnul și pe cei. Te doare capul, te doare spatele, bilete la amvon, faceți o rugăciune pentru mine. Dar când ți-i sufletul bolnav, dai bilete la amvon. Să spună o femeie odată, fraților, sunt ispitit să-l nesocotesc pe bărbatul meu, ca Nestiera 1:17. Sunt ispitit să-l nesocotesc, faceți o rugăciune pentru mine. N-am primit. Sau eu am tendința să clevetesc. Mă numesc Croitor Dragoș, îmi vine așa să rugați-vă pentru mine. Ați primit multe bilete? Nu. Nu. Fratele Axentie Octavian era în America și vine unul la mărturisire și spune, frate Octav, eu am un duc de minciună, pe oricine văd trebuie să mint. Și nevasta întâi spune o minciună. Și colegii spun o minciună. Dar ăștia se uite, băi, dar măcar am spus drept, da, și că acum spun adevărul. Ai o tendință de a spune minciuni? Dumnezeu să ne ierte. Eu am predicat la noi despre minciună, la noi adunare de la țară, adunare de la țară, un om străin. Eu am predicat despre minciună, de la originea minciunii până la pedeapsa, răsplata minciunii. Și Apocalipsa, afară sunt cei ce iubesc minciuna și trăiesc în minciună. Vine frate și la mine, spune, frate, vreau să vorbesc cu mătale. Măi, hai la mine acasă, că eu stau aproape. Îl pun la masă, spune, frate, nu mă laudați, sunt zi de post. Nu, hai, dau și eu mâncare la o parte. Eu am 12 ani de când trăiesc în minciună. Și acum, frate, am luat botezul, Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt și vor să mă pună conducător de adunare. Vreau să vorbesc cu mătale, ce să fac? Că eu de 12 ani trăiesc în minciună. Măi, dar explic-mi ceva. Și că, domnule, eu vin dintr-o familie din Brașov, lângă Brașov, mi-a spus el satul, nu ți-l minte. Dezbinat, re. Am fost un râu în viața mea, am furat, până la urmă m-a prins și mi-a dat 6 ani și ceva de condamnare cu executare. Și era la sfârșitul anului, eu m-am dus la o societate, asta cum se cheamă, de pompi funebri, mi-am cumpărat sicriu, cruci, lumânări, coroane și am spus, n-aveți un medic? Am zis, da, avem un medic, avem un doctor bătrân, pe 30 decembrie ea, seara, ăla nu a mai venit să vadă mortul, mi-a semnat certificatul de deces și eu de 12 ani sunt mort. Acum, între timp, m-am căsătorit, am 6 copii, sunt pocăit, dar am probleme. La noi, odată mergem la adunare la Brașov, că el e prin Spania sau prin Franța. Și era o polițistă atâta de rea, nu scăpa nimeni de dânsa. Și când mă oprește, acte de dumneavoastră, ce acte? Buletin, permis, certificat și asigurarea. Îi dau certificat, zic că buletin și permis n-am. Spune, domnule, nu le aveți la dumneavoastră? Nu, n-am deloc. Ai, domnule, faci glume dimineață. Și cum te pot să vă dau ăsta? Și dau certificatul de deces. Și că ăsta sunt actele mele. Aia se uită, zic, ia-s, domnule, că n-am chef de glume. Că aveam mai multe mașini, zic că mai mi-a dat drumul. Dar când am născut al 6-lea copil, am vrut să-l înregistrez. M-am dus la poliția Brașov și am zis, cum vă numiți? Îi spun eu numele, domnule, cum vă numiți cu inițială? Zic, doamne, matalea parcă a decedat. Spune că da, de 12 ani eu am certificat deces. Ăla îl sună pe comandantul poliției. Vine comandantul poliției, ce cu dumitale, domnule? Păi uite, domnule, eu mi-am înscenat în mormântarea, dar eu de fapt trăiesc, nu m-o verifica nimeni. Ăia care au semnat doctorul e mort, tata meu e mort, cu doi martori.
Îl cheamă procuror, vine procurorul șef, era acolo. Gândește procurorul, spune, băi, n-avem ce face. Nici amendă, eu amendez un mort, îi spune la cealaltă. Nici nu-l pot aresta, doar bag un mort la arest, doar mă dau la ziară ăștia. Și procurorul îi spune, domnule, du-te numai prin tribunal, deschide proces și cere drept de viață. Să anuleze certificatul de deces ca să ai, să dea iarăși certificat de naștere. El a venit la mine, zice, frate dragă, știți, fac, băi, fă așa. Și că da, m-am dus la judecător și când au văzut aceea cincălceală cu trei coduri numerici, tăte valabile, au spus judecătoarea, domnule, lasă-mă o lună, i-a dat o amânare și acum pedepsele cele s-au prescris, că el de 12 ani are să prescriu la 8 ani, și spune judecătoarea, numai pe cale juridică poți să dobândești asta. Eu spun, mă, tu poți să scrii o carte. Da, frate, 12 ani am trăit în minciuna asta. Acum noi nu avem așa aventuri. Dacă o minciună mică, spunem? Nu-i bun. Dumnezeu să ne ierte, fraților. Și apoi vine Scriptura aici și ne vorbește de îngrijirea pe care Dumnezeu o poartă de noi. Dumnezeu vindecă pe cei care au trebuință de vindecare. Să vindece și trupul și suflete. Aș mai avea un gând. Ce știu eu când mai vin la dumneavoastră? Spune în 1 Ioan 4 cu 17, cum este El, așa suntem și noi. Acum, dacă El îngrijește de noi, noi îngrijim de cineva? Că trebuie să îngrijim. De cine îngrijim? De ce? Din familia noastră, nu? Nu? Că dacă cineva nu poartă de grijă de lui, 1 Timotei 5 cu 8, e mai rău ca un necredincios o lepădat de credință. Trebuie să îngrijim de familie? Trebuie să îngrijim de biserica lui Dumnezeu? Timotei 3 cu 5, că dacă cineva nu știe să cârmuiască, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? 1 Corinteni capitolul 12, mădularele îngrijesc unele de alte. Și mai spune Psalmul 41, ferice de cel ce îngrijește de cel sărac. Aici am o povestioară frumoasă. Fratele Beraru, ăla care îți ducea cu mâncare la orfanicii, la bolnavi, că nu era orfani, îl durea stomacul, erau frați în casă, îl durea stomacul și tăvălea pe jos. O coborât jos la marginea patului, o deschis Biblia, Psalmul 41, versetul 3 și a făcut o rugăciune. Și a spus, Doamne, eu versetul ăsta toată viața l-am împlinit. De acum împlinește-l Tu. Și spune că în momentul acela au fost vindecați, s-au ridicat totul fraților și au mai trăit încă multă vreme. Ferice, deci, când este pe Domnul sprijină, când e pe pat de suferință. Pe acela care îngrijește de cel bolnav. Vreți să îngrijiți mai bine de familie? Vreți să îngrijiți mai bine de biserică? Vreți să îngrijiți de cel sărac? Dumnezeu să ne ajute. Principii. Efeseni 5, 29. Că nimeni nu și-o urâb odată trupul lui, ci îl hrănește și îngrijește cu drag. Măi, când porți grijă de careva, apoi poartă grijă cu drag. Și asta e un dar de la Dumnezeu. Poartă de grijă în permanență. Dumnezeu îngrijea de Canaan. Și spune în Deuteronom, capitolul 11, versetul 12, are privirea ațintită de la începutul anului și până la sfârșitul anului. Măi, nu îngrijă o stămână și două stămâni uiți de el. Poartă de grijă în permanență, Dumnezeu să ne ajute. Ai grijă de priorități, pildi 24 cu 27, lucrează întâi ogorul, după aia zidește casa. Investește, pildi 27 cu 18, cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui. Trebuie să îngrijești, să investești în copii, să investești în nevastă. Că ei o nevastă de 19 ani, nu știe nimic ca să facă. Laptele la fumă, îl dă în foc, borșul e prea acru, dar tu ai răbdare, investești, ai milă. La fel și nevastă în bărbat. De mine spunea tata, băi, tu te însori, nu știi să bați un cui. M-a uitat la tine când câte cui ai vrut să bai, tot s-o strâmbat. Bă, și așa era. E, până la urmă am reușit toată viața să bat și eu niște cui la casă. Dar trebuie să avem, să investim. Vrei să mănânci smochine? Du-te cumpără smochin, fă-i o groapă, sădește-l, udă, toarnă apă, curăță, îl pune în îngrășământ și ai să mănânci.
Așa facem cu copii, așa facem cu frate, cu surorile, așa facem cu cei care vin la adunare la început. Cine îngrijește de un smochin va mânca. Asta înseamnă investiții. Suntem atenți întotdeauna, Geneza 32:9. Doamne, să roagă Iacob, Tu ai spus să mă duc în țara tatălui meu, că vei îngriji să-l meargă bine. Eu mă uit la nevastă întotdeauna, la copii, măi, le merge bine? Când văd că e prea obosită, că e bolnavă, băi, îi merge bine? 1 Împărați 4:27, slujitorii îngrijeau ca la masa lui Solomon să nu fie nicio lipsă. Așa trebuie să îngrijim. Dumnezeu să ne ajute. Bun, eu spun amin că am predicat cam mult. Ce am vrut să vă spun? Altarul îi teama lui, lui Avram pentru Dumnezeu. Și am vorbit mai mult despre frica de Domnul și teamă de Domnul. Vreți să trăim în frică de Domnul? Doamne. Berbecul îi grija lui Dumnezeu, Jehova Iri, care Dumnezeu îngrijește de trebuințele noastre. Doamne. Și al treilea gând, și noi trebuie să îngrijim de alții, că de toți îngrijește Dumnezeu. Amin. Amin.